subiect sensibil, ignorat de primăria Târgoviște, și anume zonele defavorizate din municipiul Târgoviște. Ne-am obișnuit să ne facem că nu există timp de 4 ani, iar în preajma alegerilor, dintr-o dată vedem o preocupare deosebită din partea administrației locale și a primarului PSD. Interesul electoral creează așa o agitație în primăria Târgoviște, o să facem, o să dregem, dar concret nu se întâmplă nimic. Trec alegerile și la intrările în oraș rămân aceleași zone fără canalizare, fără apă, fără gaze, fără asfalt, cu oameni care au nevoie de sprijinul autorităților. În perioada în care am fost viceprimar, în timp ce primarul planta panseluțe în oraș, una dintre principalele mele preocupări a fost să vin în sprijinul acestor oameni și să dezvolt aceste zone prin proiecte și programe inițiate alături de echipa mea. Astfel, la inițiativa mea, a luat ființă grupul de acțiune locală Târgoviște, Târgoviștea Egalității de Șanse, prin care municipiul Târgoviște are posibilitatea accesării a 5 milioane de euro bani europeni nerambursabili pentru investiții în aceste zone. Se vor construi un bloc de locuință, o grădiniță și două creșe, un loc de joacă pentru copii și se vor asfalta străzile din zonele defavorizate. Fișele de proiect depuse au fost avizate de ADR Sud-Muntenia și în cel mai scurt timp vor deveni proiecte mature care să schimbe imaginea orașului nostru. Pro-România Târgoviște își propune să urmărească punerea în practică a acestor proiecte în următorii 2 ani. Tot astăzi am să vă prezint două proiecte pe care Pro-România Târgoviște le va implementa atunci când vom ajunge la primăria Târgoviște. Primul se numește Zâmbet de Copil și facilitează accesul copiilor din municipiul Târgoviște cu vârste cuprinse între 10 și 17 ani la serviciile medicale ortodontice prin aplicarea de aparate ortodontice fixe cu scopul prevenirii afecțiunilor dentare și menținerii unui organism sănătos. Beneficiarii vor fi copiii din municipiul Târgoviște identificați cu probleme dentare pe baza recomandării medicului stomatolog din cabinetele școlare sau alt cabinet specializat privind aplicarea unui aparat ortodontic fix. Proiectul se va adresa în prima fază unui număr de 1000 de copii. Se va constitui o echipă de implementare a proiectului care va realiza procedura publică de achiziție privind selectarea unui operator emitent de vouchere acreditat de Ministerul Finanțelor. Emitentul de vouchere va selecta prin procedură transparentă clinici medicale stomatologice care dețin specialiști în ortodonție. Începând de mâine, cei interesați își pot depune dosarele la sediul Pro-România din Bulevardul Lice Brătianu, bloc de 2, parter. Dosarele trebuie să conțină certificat de naștere sau carte de identitate copil, document de identitate al reprezentantului legal, document eliberat de un medic specialist, recomandare medicală. Al doilea proiect se numește Lumea prin ochi de copil și se referă la ameliorarea sau remedierea problemelor de vedere în rândul copiilor cu vârste cuprinse între 1 și 17 ani prin acordarea unui sprijin financiar în cuantum total de maximum 500 de lei per beneficiar. Iată că pe lângă proiectele majore pe care le propunem, inelul 2 de centură, zona metropolitană, planul urbanistic general complet digitalizat, parcul industrial, Pro-România Târgoviște vine și cu soluții pentru copiii cu nevoi medicale din municipiul Târgoviște. O să continuăm să vă prezentăm în zilele următoare proiecte concrete de dezvoltare economică, socială și culturală, pentru că noi suntem Pro-România Târgoviște și ținem doar cu târgoviștenii. Vă mulțumesc!